Bună! Am revenit cu un nou clip. În clipul de astăzi vom vorbi puțin despre pureței de machiaj. O să fac o comparație între cei pe care eu îi dețin. Mă gândeam să mai aștept puțin până să filmez acest clip pentru a achiziționa și Beauty Blender-ul original, însă am zis că nu are rost să aștept să filmez clipul doar pentru a vă spune că acela este mai bun, pentru că știm că acela este cel mai bun. Și vă voi vorbi despre cei pe care eu îi am, o să vă ofer o alternativă mai ieftină a Beauty Blender-ului. Așa că dacă vreți să aflați mai multe și sunteți interesate, urmăriți în continuare. Eu dețin 3 bureței, îl am pe acesta de la Avon, pe acesta de la Ebelin și pe acesta de la Real Techniques. O să încep cu acesta de la Real Techniques. Acesta, ca formă, este puțin diferit de bureței de fond de ten în general. Are o suprafață plată și inegală și o suprafață ascuțită. După părerea mea, dintre toți bureței pe care îi dețin, acesta este cel mai bun. Prețul este undeva la 30-35 de lei, deci nu pot să zic că este chiar ieftin, dar nu este nici foarte scump. Adică are un preț destul de ok pentru calitatea burețelului. Aplică fondul de ten foarte frumos, nu absorbe foarte mult produs, este foarte moale. În momentul acesta el este umed, mărimea lui inițial este puțin mai mică, iar la contact cu apa se mărește. După cum am spus, aplică fondul de ten foarte bine și anticearcănul. Eu mai aplic și pudra cu el și își face treaba foarte bine și îmi place super mult. Următorii bureței sunt aceștia de la Avon și de la Ebelin. O să fac o comparație între ei, pentru că aceștia sunt destul de similari, pe când cel de la Real Techniques îi depășește cu siguranță. Acesta de la Avon este la un preț de 15 lei, cred, sau mai puțin, iar acesta de la Ebelin îl găsiți în DM și este la undeva la 9-10 lei, cam așa, 9-10 lei. Acesta de la Ebelin este mai ieftin oricum decât acesta de la Avon. Ca formă, aceștia sunt destul de asemănători. Singura diferență este că burețelul de la Ebelin are partea aceasta puțin mai plată, pe când cel de la Avon este puțin mai la rotund. Asta dacă preferați burețelul mai rotund sau plat, pe mine nu mă deranjează. Nu am o preferință în ceea ce privește această parte. Amândoi au vârfurile ascuțite, deci sunt destul de similare ca formă. Nu este mare diferență între ei. Nu pot să zic despre acești bureței că sunt excepționali, că sunt foarte buni, dar nu pot să zic nici că sunt răi sau că nu poți lucra cu ei sau că nu aplică fondul de ten sau că rezultatul nu este ok. Acesta de la Ebelin este puțin mai tare decât acesta de la Avon. Din punctul meu de vedere pot spune că l-aș prefera pe acesta de la Avon, pentru că mi se pare puțin mai bun decât cel de la Ebelin. Însă nu există o mare diferență între ei și dacă vreți să-l cumpărați pe cel de la Ebelin pentru că aveți un buget mai redus, este foarte ok și puteți să-l faceți să funcționeze și să aplice fondul de ten cum trebuie. Trebuie să lucrați într-adevăr mai mult. Procesul de aplicare a fondului de ten este puțin mai lung, însă la final rezultatul este același. Dar cum am spus, îl prefer puțin pe cel de la Avon, puțin mai mult. Nu foarte mult, puțin mai mult. Iar următoarele bureței pe care îi am sunt acești mini bureței de la Ebelin. Sunt niște bureței foarte, foarte micuți pe care eu îi folosesc pentru zona de sub ochi, pentru a blendui concealerul. La fel, trebuie umeziți. Mărimea lor crește puțin când sunt puși sub jetul de apă. Sincer, pot să zic că aceștia mi se par mai buni decât burețelul mai mare, adică mi se par super ok și fac foarte, foarte bine treaba, iar produsul arată super bine după pe față. Însă aceștia sunt la același preț cu burețelul cel mare de la Ebelin, deci depinde cum doriți. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a fost de folos. În caz că am omis ceva, nu uitați să-mi scrieți în comentarii pentru că răspund la absolut toate comentariile. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați canalul meu în cazul în care nu ați făcut-o încă pentru a rămâne la curent cu toate clipurile pe care le postez, să mă urmăriți pe Snapchat pentru că acolo discutăm și mai mult și pe Instagram, pe Facebook și unde vreți voi să-i dați un thumbs up acestui clip și bineînțeles că ne vedem data viitoare. Pa, pa!